Este un festival care are la Cluj, de un festival național de literatură. Este un loc în care se întâlnesc scritorii români ai momentului, scritori importanți, scritori în devenire, tineri care de-abia acum bat la porțile literaturii. Este un loc în care scritorii se întâlnesc cu publicul într-o formă mai puțin formalizată, mai puțin convențională decât întâlnirea care are loc pe masa de lectură la o bibliotecă. Lansăm cărți, dar ne și întâlnim cu elevii de liceu, cu studenții, discutăm despre literatură. E o manifestare care atrage atenția deja, atrage atenția societății românești asupra acestei valori pe care o avem și de vreme ce o avem, e pe care să o irosim. Care este spiritul? Ce se întâmplă la Cluj în ultimii ani? După mine e un semn foarte clar de intrare destul de rapidă în normalitate. Intrare în normalitate înseamnă să fie atât de puternice acțiunile culturale, cu carte, cu teatru, cu muzică, cu tineri însetați de cultură, încât non-evenimentele să dispară încet, încet. Este o coincidență fericită a faptului că acest festival, Festival Național de Literatură, este legat într-un fel, de fapt, ultima zi a festivalului nostru este începutul celui festival al internațional de carte, da, Târgul de Carte, Transilvania, pentru că, iată, în aproximativ o săptămână, aceste două festivaluri reușesc să reunească la Cluj un mare număr de scriitori, de oameni de cultură, oameni de litere. Partea cea mai consistentă a festivalului, fără îndoială, sunt desanturile pe care le vom face și anul acesta, le-am făcut și anul trecut, felul în care ne-am întâlnit nemijlocit cu tinerii noștri cititori din licee, din universități. Sigur, nu trebuie să aibă niciodată impresia tânăra generație că scriitorii există doar în paginile manualelor și pe plăcile comemorative. Eu, din ceea ce am văzut în străinătate, este foarte frecvent ca autorul în Franța, de pildă, să meargă în școli, în Germania să meargă în biblioteci. În Germania chiar aceste intrări se plătesc, dar nu e numai asta, că autorul român merge și fără să fie plătit, dar problema este ca să poată să apropie cartea de cititor. Există cititori de toate vârstele. Tot ce putem să facem noi este să mai adăugăm cercului de iubitori de literatură, hai să le spunem ca pe vremuri de cititori, să mai adăugăm din când în când câte unul, câte doi, câte trei, câte nouă. Și eu spun că asta este o performanță extraordinară. Festlitul de la Cluj se află la a doua ediție, cea mai grea de alminteri, pentru că ea îi impune pe următoarea. Dacă treci de 3, o cifră destul de importantă, atunci se creează așa un sâmbure pentru tradiția pe care o creez aici. Și la Cluj este absolut mediul cel mai bun pentru un astfel de festival. Există la Iași, cum știți, Filitul, care are altă structură, altă miză. Literatura și cultura română, atât în spațiul exterior, în spațiul public vizibil al realității propriu-zise, cât și în spațiul acesta interior, să spun, al redacțiilor de revistă culturală, al bibliotecii, al facultății de litere, unde se va desfășura un al doilea simpozion astăzi. Toate aceste spații sunt extrem de importante pentru literatura și pentru cultura română. Aceste întâlniri, deci, sunt de informație culturală. Aceste întâlniri sunt de bucurie a asculta textul unuia din Republica Moldova, textul celui de la Craiova, textul celui de la Iași și așa mai departe. Sunt sigur că încet, încet festivalul de literatură de la Cluj va deveni cel mai important festival, pentru că are ambianța necesară pentru acest lucru. Deja suntem în luna octombrie, iar tot ce a însemnat eveniment literar în viața Clujului deja capătă proporții nebănuite. Poate că am putea fi bănuiți, mă refer ca clujeni,
că ne pregătim pentru anul 2021, când am dorit ca Clujul să devină capitală culturală europeană. Nu este adevărat, nu este acesta singurul scop. În general, Clujul are o viață culturală deosebit de activă. Sunt prezenți aici scriitori de foarte mare valoare, începând cu președintele Uniunii Scriitorilor. După aceea sunt scriitori, critici literari, poeți, cum este veteranul poeziei românești, eu îi spun regele poeziei, Ion Horea, care are 85 de ani împliniți. Această prezență contribuie la afirmarea literaturii, implicit constituie o pledoarie pentru lectura, care, după cum știți, în epoca, în era internetului, nu mai are foarte mulți fani. Când s-a pornit acest proiect, ne-am gândit să alegem un centru care să fie un centru al deschiderii, al multiculturalității, al spiritului european, și Clujul mi se pare locul cel mai bun în care scriitorii români din toate provinciile istorice ale României să se întâlnească între ei, să se întâlnească față în față cu publicul și să transmită cititorilor un mesaj de încredere, de solidaritate și de excelență. Sunt autori foarte buni și la fel cum sunt autori mai puțin buni, ca să mă exprim așa. Îmi plac tinerii poeți din generația de astăzi, din tânăra generație. Este un semn bun că poezia, cel puțin, este pe mâini bune. Îmi place, pe de-o parte, că au ceea ce au întotdeauna tinerii scriitori, adică îndrăsneala de a se crede mai bun decât generațiile trecute, îndrăsneala de a crede că ei, cu ei începe literatura, dar și rapiditatea cu care se întorc la rădăcini și descoperă că nu poți să fii mare dacă rădăcinile sunt șublede. Am o rubrică de 25 de ani, de 20, pardon, în Convorbiri Literare, scriu despre debutanți, despre debutanți în poezie. Îmi place căutarea unei noi paradigme în limbajul poetic. Este foarte greu să atingi o astfel de țintă, de să schimbi o paradigmă. Paradigmele sunt chestiuni de generații, de timp, de curente literare. Tinerii poeți trec prin experiențe care vin din zona virtuală, în special din socializări pe Facebook și alte metode dintre astea, unde minimalismul, autenticismul, mizerabilismul și toate formulele astea sunt experimentate de ei. Decantările vor fi simțite în timp. Există o nerăbdare pe care generația mea nu a avut-o. Generația mea, îmi pare rău să o spun, a fost cu mult mai respectuoasă față de cei mai în vârstă. Nu aveam foarte multe motive sau nu aveam de ce să avem respect pentru, poate pentru mulți oameni, pentru că nu am o vârstă, vă dați seama, și predecesorii mei, mulți dintre ei, erau niște proleti cultiști, Sadea, dar în același timp nu pot să te afirmi în literatură doar dărâmând. Un lucru pozitiv, și anume au o nerușinată încredere în literatură. Cred că îl citesc pe Răzvan Voncu cu această expresie, cu nerușinată încredere în literatură. Au o încredere că pot să fie salvați, sau că societatea, sau că ceva se salvează prin faptul că se scrie, că ei scriu. Nu în ideea că ei salvează, ci în ideea că aparținând unei tagme, întăresc rândurile și că vom putea salva în continuă. Ideea de a salva, de a ridica, de a duce înainte. În sensul acesta, lucrurile sunt pozitive. Sunt oameni cu totul special, cei care scriu, pentru că există un context, cred, foarte vitreg, foarte nepropice literaturii în zilele noastre. Îmi place ca o fantezie, îmi place ca o îndrăzneală,
îmi place ca un talent. Tinerii care scriu astăzi sunt niște eroi la care trebuie să ne uităm cu multă admirație și cu multă înțelegere, chiar dacă nu înțelegem întotdeauna modul lor de a vedea literatura. Îmi place la tinerii autori români faptul că au îndrăzneală, faptul că nu au inhibiții. Se vede că au apărut în literatură generații care nu mai au nimic comun cu perioada de dinainte, de 1989. Eu sunt născut și crescut în acea perioadă, deci știu ce spun. Îmi place faptul că se mișcă ușor pe coordonatele spiritului universal, nu au nicio problemă în a fi europeni, nu au niciun fel de complex în a discuta cu colegilor de generație din alte țări. Nu îmi place o anumită grabă de a proclama faptul că lumea începe cu ei. Probabil că din punctul de vedere al fiecărei generații literare, lumea începe cu ea, dar de aici și până la a transforma această convingere într-un crez destructiv, e un pas care zic eu că e mai bine să nu fie făcut. Cunosc câțiva scriitori care au ales să nu mai practice meseria pe care o aveau înainte și să stea acasă, să scrie, să se documenteze și să creeze o lume pe care să o propună cititorilor, să abordeze o problematică care consideră că este importantă pentru societate și pe care să o reflecteze în scrierile lor. Covorbite are o poștă a redacției unde publică cel puțin unul sau doi deputați, ceea ce nu-i puțin lucru, ca să arătăm că ne interesează ceea ce urmează după noi, pentru că literatura este prin esență o continuitate, nu este o halte care gata, aici se oprește și s-a terminat literatura. Nu, este un șir în care fiecare transmite celălalt drumul de cultura și ceea ce e mai important, gândul literar al vremii în care trăim. Cel puțin în câmpul literaturii am avut și avem în continuare debuturi foarte interesante, atât în literatura română care se face în România, cât și, asta e o surpriză foarte plăcută, în Republica Moldova, unde au apărut în ultima vreme și s-au consolidat autori de mare importanță. Nu există poezie tânără sau bătrână. Poezie este din două feluri, bună sau proastă. Aia proastă nu contează. Deci autorii români, indiferent de vârstă, sunt buni dacă au poezie bună. Tinerețea nu-i face să fii poezi bun. Nici bătrânețea nu te face să fii poezi bun. Dacă nu ești, nu contează câți ani. Poziția noastră este destul de tristă în economia de piață, pentru că, cu rare excepții, scriitorul nu mai poate să trăiască, să supraviețuiască din munca sa literară, intelectuală, din vânzarea cărților lui. Astfel că recent adoptata legea finanțării revistelor culturale de importanță națională a fost binevenită pentru o mare parte a scriitorilor și criticilor români. Avem deja o lege a finanțării revistelor literare care asigură faptul că asigură României niște reviste solide în care nu numai că se publică literatură, dar de fapt se discută chestiunile esențiale ale societății românești. Dacă ați urmărit presa literară versus presa generalistă, ați văzut că presa generalistă s-a axat pe divertisment și pe eveniment. Nu prea se mai discută chestiuni legate de identitatea culturală românească, de poziția României în Uniunea Europeană, de problemele europene, de valori ca toleranța, deschiderea, inovația, creativitatea. Asta se face în revistele literare. Cel din generațiile puțin mai vârstnice care au apucat regimul epocii de aur al lui Nicolae Ceaușescu spun cu tristețe că epoca cenzurii ideologice a fost înlocuită de epoca cenzurii economice. Adică dacă înainte de 90 scriitorul se lupta cu un regim totalitar, după 90 se luptă cu regimul economiei de piață și cu puținătatea sponsorilor, a celor care fac act de mecenat, a statului prin instituțiile specifice, care cel puțin în primii 10 ani de după 1989 i-au cam lăsat pe scriitori și pe artiști în general singuri în vâltoarea capitalismului. Scriitorul român, din câte simt eu, supraviețuiește încercând diverse variante
de a eluda într-un fel o realitate extrem de constrângătoare. Nu este ajutat la modul serios nici de autoritățile statului, nici de cei care ar trebui să se ocupe de această zonă culturală destul de pestriță de altfel. Și nu poate fi ajutat la modul serios, din păcate, nici de edituri, de cei care le tipăresc cărțile. În ziua de azi, scriitorul trebuie să aibă o altă meserie pentru ca să-și câștige existența. Deci sunt foarte puțini aceia care pot să stea să scrie. Deci pot să-și dedice întregul lor timp, întreaga lor energie și talent pentru a scrie. În general, scriitorii noștri își dedică foarte mult timp, își canalizează toate energiile și talentul creator într-o altă meserie care, desigur, le este de asemenea apropiată, poate că este profesor, poate este jurnalist, unii sunt chiar avocați sau au alte meserii. Poate că lucrurile s-au schimbat în bine din perspectiva deschiderii noastre față de literatura contemporană din lumea întreagă. Aici, sigur că lucrurile sunt mai respirabile, sunt mai constructive. Există chiar anumite publicuri, să zic așa, pentru această literatură. Literatura română folosește de asemenea mai bine mijloacele de comunicare moderne. Mulți scriitori români sunt activi în mediul virtual. Asta nu e neapărat o virtute, dar este un instrument extrem de util. Cartea românească arată foarte bine, arată la nivel occidental. Prețul ei încă nu este excesiv de mare, cum era în urmă cu 20 de ani, când nimeni nu-și mai permitea să cumpere cărți. Târgurile de carte sunt locuri minunate în care cel puțin pentru câteva zile poți vedea un spectacol absolut fascinant și festivalul acesta internațional de carte de la Cluj-Napoca este și el o dovadă. Văd un semn pozitiv în această conjuncție între Festivalul Național de Literatură și un târg internațional de carte. Un lucru bun este că beletristica începe să crească. De 10 ani încoace, de 8 ani, de 5 ani, cartea de beletristică este căutată, în special cartea străină, dar ca a șaptea roată la căruță, crește ca interes și literatura română, cartea de beletristică din limba română. Librăriile nu sunt pline de cărțile scriitorilor români, ci în special de traduceri. Cititorii se îndreaptă spre traduceri, dar nu întotdeauna e vina cititorului dacă nu te citește. Ca atare, scriitorul român, eu mă tem că o carență a prozei, să zicem, pentru că poezia a pierdut în toată lumea pasul. Proza, eu cred că e un fel de autism al scriitorului român, care nu este prozatorului român, care nu este permeabil la ce se întâmplă în lume. Și din cauza asta se fac traduceri, pentru că plătește ICR-ul, deci Institutul Cultural Român le plătește traducerile, dar ecoul cărților traduse în străinătate este minim. Nu există o distribuție a cărții, nu există o distribuție a revistelor, deci ce apare la Sălaj nu se știe la Timișoara, ce apare la Craiova nu se știe la Vaslui. Ceea ce e foarte grav, pentru că în felul ăsta riscăm să ghettoizăm cultura națională și să nu avem șansa de a ști fiecare ce se întâmplă cu celălalt. Revistele de literatură nu se difuzează. Cartea care se editează așa, o primește autorul în braț, 50 de bucăți, 100 de bucăți și ți-o difuzezi singur. De câțiva ani nu prea se mai alocă fonduri suficiente pentru, de exemplu, Fondul Național de Carte, adică era vorba de acei bani care trebuie îndreptați spre edituri, spre autori și spre autori care să în felul acesta să faciliteze tipărirea și difuzarea. Nu avem un program național pentru traducători, mă refer nu la traducătorii din limbi străine în limba română, ci din limba română în limbi străine, pentru că România trebuie să iasă și în exterior. Pentru o carte, un scriitor putea să primească 70.000 de lei cu care își putea cumpăra o mașină Dacia, ca să aveți o idee, pentru o carte. O carte se tipărea în 50, chiar 60.000 de exemplare. Acum, scriitorii, marea majoritatea lor, își tipăresc singur cărțile și le plătesc.
și le difuzează, mai fac și apeluri pe la critici să scrie pentru ele, deci comparativ cu perioada dinainte, cred că este o perioadă mai dificilă, dar trebuie să fac precizarea că Uniunea Scriitorilor, prin statutul pe care îl are, îi ajută pe acești scriitori prin premii, prin burse, prin tot felul de oportunități. Eu zic că sunt două condiții ale scriitorului român. Una este condiția scriitorului vedetă, gen Mircea Cărtărescu, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, poate Horia Roman Patapievici, și cu totul alta este condiția altor scriitori care sunt mai anonimi. Condiția scriitorului român este sublimă, dar, ca să zic și eu ca un clasic, lipsește cu desăvârșire. Scriitorul român clasic mai interesează pe aici pe acolo, deși nu știu dacă tânăra generație mai citește pe Sadoveanu, pe Caragiale, pe Creangă. Dar cel mai extraordinar mod de a încuraja un scriitor este de a-i citi cărțile. Și, până la urmă, asta este marea încurajare, în momentul în care un autor vede că are public, vede că este citit, chiar și dacă este vorba de o mână de oameni, dar vede că ceea ce pune pe hârtie ajunge la cineva, asta este cea mai mare încurajare. Faptul de a fi tipărit și de a fi citit. Și dacă cumva, și sunt câteva cazuri, ajunge să fie retipărit, asta este chiar extraordinar. Eu cred că ceea ce este bun în literatură este faptul că această literatură a devenit a dobândit o recunoaștere europeană și că există, a spune, un val de poezie nou extrem de interesant și ceea ce este mai important pentru o literatură este să există o agitație în jurul lui, o emulație, o efervescență, o dinamică. Clujul, printre alte orașe, Iașiul în ultimul timp, oferă tocmai perspectiva unei dinamici din ce în ce mai pronunțate în jurul fenomenului literar. N-am crezut niciodată în criza culturii, am crezut într-un soi de ațipire a culturii, pentru că alte lucruri păreau mai interesante, fiindcă erau stridente. Literatura, scriitorii nu sunt spectaculoși. Ba, uneori poeții pot să-și citească chiar foarte prost poemele, dar întoarcerea spre carte, întoarcerea la carte și sub semnul cărții mi se pare categorică și îmbucurătoare. Sunt multe semne bune, personal mă simt foarte bine în vârsta mea, nu am deloc nostalgia trecutului și nici nu cred că necesarmente viitorul aduce numai nenorociri. Dimpotrivă, cred că sunt premisele unui viitor solid, substanțial, în condițiile în care, în mod evident, în societatea contemporană, cultura nu mai este o afacere a maselor. Nu e nicio nenorocire în asta, e bine să ne cultivăm ogorul, să ne vedem de ale noastre și să ne păstrăm nivelul și capacitatea de a fi expresivi.